Sunt și acum. De unde s-au întâlnit doi pădurari cu doi puternici, bărbele până la brâu, la muntele Comori. Eu știu unde din Comori, de la Hangul, în colțul Buhamnița. Și le întreba părintele, de unde sunteți? De unde ne-au dus mila Dumnezeu? Aveți nevoie de ceva? De mila Dumnezeu? Nu a spus mai mult. Nu a spus unde stau. Mai sunt puternici acum. La care e puternic acum, nu are nevoie să-l găsească cineva. Are nevoie de rugăciune înaltă. Au, eu am trăit și eu oleacă 9 ani și 7 luni pe munte. Să-i mila Domnului. Dar n-ai voie să spui semnele și cât ai pătrut și cât ai avut. Și nu povestea ale tale. Sfântul Părinte nu-mi dă voie, v-aș spune eu. Că acolo nu vorgești de dar, acolo vorgești cu dânsul. Atunci să vezi cu cine ai de lucru. Pusnicii se întâlnesc, se mai întâlnesc între ei? Păi mai coboară spre mănăstiri, la da, spovedanii? Știe Domnul, ei dacă sunt preoți, mă duzesc unul la altul. Dacă au câte un preot cu dânsul. Mai sunt și acum, dar se retrag. Tare, că când au fost comuniști, i-au scos, mi-aduc aminte, un șef de post, unul, Pășcăneanu. Au adus trei puni, tuma de la fundul Nediei. Unul, Timotei, atâta era, dar barba era până în pământ, de la Procuvus, că ieșea. Și unul va să ducă Timotei, ăsta la înalt, ăsta Timotei, Nicodem și Melete, da. Eu adus iarna de sculptumă de acolo. Dar cum i-au găsit? I-au găsit, pe tot oamenii, dacă, de ce, dacă știu oamenii, eu adus arăi de sculpt iarna, prin zapadă. Când am venit aici, mai nu mai puteau de fric. Le-am dat răb din călțări, am încălțat. Șăbușel de post, a vrut Dumnezeu că a murit pușcat. Nu mult după așa. Pe deasta lui Dumnezeu și-o bătut joc. Eu am dus sărașe, dar m-am apucat pe Pamă, pe Galaction, pe Benamin, pe Ceriac, m-am apucat pe Teodosie, pusnici, care stăra bobul, cât pusnici am apucat eu pe aici. Care e cea mai mare înțelepciune care păzărte pe om de tot păcatul și-l duce la rai? Și a dat marele vasăre, oi, e umul, cea mai mare înțelepciune care păzărte pe om de tot păcatul și îl duce la fericirea veșnică, este pururea să vezi moartea înaintea ta. Moartea, 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 și să ai în minte și în inimă pe Doamne Iisus. Deci uite ce zice Sfântul Vasile. Scriptura spune să mergi drept înaintea Domnului, să nu te abați nici la stânga, ca să poți merge drept, îți trebuie două ziduri. Dar nu de cărămidă, nu de piatră, nu de ciment, nu de fier, nu de lemne. Două ziduri duhovnicești. Să ai în dreapta frica lui Dumnezeu și în stânga frica morții. Că Scriptura spune, cu frica lui Dumnezeu să abate tot omul din lară. Și iarăși spune Iisus Fiul lui Sirah, Fiule, adu-ți aminte de cele mai de pe urmă ale tale și în veac nu vei greșe. Cine are frica lui Dumnezeu în dreapta și frica morții în stânga, merge drept înaintea Domnului. Noi dormim în păcate tot timpul. Cred că dormim și... Că dacă n-am dormit în păcate, am plânge de tot de oameni am plânge. Păcatele noastre. Ai văzut întoarsă neța mare, o plâns pe 80 de ani în pustie. Eu căzut genele, era ăștia, tău o plâns. Și l-a trăit în palat, la Roma a fost cu împărat. Și în pustie a plecat în pustie ca nu. Aceia era sfinț, care plânge păcatele. Că toată clipa greșim lui Dumnezeu. Mânca varai, o să vă mănânc. Ați venit la un putrigai de moșneac? Da. Cum să stăm noi treji? A, păi da, totdeauna să avem rugăciunea minte. Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, mirești oamenii păcătoși sau păcătoase.
te gândeai la moarte, te păzăl de păcate, tu mergi la biserică, te păbăduie curat cât mai des. Că o spune Sfântul Ioan Gură de Aur, de-ți cu putință o creștine și în fiecare ceas să te păbăduiești. Dar deci, în fiecare minut nu greșe în Dumnezeu, sau cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu voie, sau fără voie, sau cu știință, sau cu neștiință. De ce? La noi, spovedania, e săptămânală. Mânca la raiu să vă mănânc. Mai copii, rugăciunea este hrana sufletului. Cum nu putem trăi fără aer, uita, fără mâncare, fără băutură, fără căldură, fără lumină, fără odină, așa nu poate trăi sufletul fără rugăciune. De ce e Duhul să ne învață în saltele văzut? Ne rugăm totdeauna. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, psalmul 30, pururea lauda Lui în gura mea. Și psalmul 102, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvențează-se, iar apostolul Pavel, gura Lui Hristosului, neîncetat vă rugăm. Dar cum se rogi neîncetat, dacă nu știi? Da, sunt patru feluri de rugăciuni pentru noi începători, pentru copii, pentru prunci în Hristos. Rugăciunea buzelor, că zice apostolul Pavel, aduce Domnul roada buzelor voastre. Rugăciunea limbii, zice psaltirii, și l-am înălțat pe el sub limba mea. Rugăciunea gurii, bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Și rugăciunea glasului, auziți, cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vezi, aici patru feluri de rugăciuni, îți pe cui cel mai de jos în scara rugăciunii. Dar cu aceea se învață tot, de copii, pentru prunci în Hristos. Și copilașul mic și bătân, cu aceea începe să învețe. Cu gura, cu limba, cu buzele, cu tare. Dar dacă rămâi la asta, rămâi în clasa întâi, tot de viață. Trebuie să ne suim pe scara rugăciunii, care are 9 trepte rugăciunea. Până la răpirea dumnezeiască. Vezi când te rogi, trebuie și zice gura să înțeleagă mintea, să duci cuvintele gure pe la înțelegerea minții. Când le înțelege mintea, atunci ai pășut pe treapta a cincea, de cele patru numai jos. Treapta, dar rugăciunea minții oare e întreagă? Nu e întreagă, e jumătate de rugăciune. Pasăre cu aripă poate zona, om cu un picior poate merge. Da, rugăciunea minte, jumătate de rugăciune. Da, ai văzut cei care au scris zbonicul, te ofază vărutul. Îi spune unul, și am rugăciunea minte, dar vin gândurile ca vespele. Dă-te jos de acolo, bă! Că acolo e mare iar, mă rog. Și tot spus, rămâi la rugăciunea minte. Deci arunc la rugăciunea inimii. Adică și duce gura să înțeleagă mintea și să sântă inima. Atunci ai ajuns la rugăciunea așa curată. La rugăciunea așa curată a inimii Sfântul Isaac Seru. Ajunge unul din 10.000 din cei care se țelesc. Rugăciunea așa curată. Când mintea când trece pe inimă, se unească cu inima. Întâlnește două vâmi. Și când mintea pogoară în inimă, întâlnește prima vamă la care nu trebuie să te oprești nici o clipă. Vama imaginată, a începuirii. Să nu te începi pe Dumnezeu, că nici erovimii, nici serafimii, nimeni nu poate începe cu Dumnezeu, n-are margine în veacul, veacul ca să-l pot începe, imagina. Treci repede pe acum. Și pe urmă ajungi la vama rațiune, în poarta inimii. Aici o atacă pe mintea noastră, dragă numită arcicon, care iau sectare, care să schimbi Biblia pe dos, toată Scriptura pe dos. Așa. Aici la vama rațiune nu atacă dragi cu păcate, cu patem, cu cuvintele Scripturii. Aici dragi te urmă. Nu mai și vezi că când te-a concentrat mintea către nimeni, nu mai și vezi că apare minte. Ridicata la mare ca ai tăi, tulburând am pe munte. De unde asta, mă, cântarea lui Moise? Și ne scai, mă, și ne sapere, mă. Cum a tulburat? Apostole, a tulburat toate catalatare, jamini, popoare, genătorul de iduri, ca ei sunt ei, așa, mare toată lumea.
De dacă îți place, te aduce alta. Mulți au saltat ca berbeșul. Și dealurile ca meiorul. De unde? Din satele, nu? Și o să fie mulți, măi. Și o să fie dealurile, măi. Te aduce tălcuirea, dar Grigore Palama. Mulți sunt oameni în Dumnezeu după dar. Care se treaptă așa mai de sus, duhovnicească. Dealurile s-au și de pe treapta a doua au cursul duhovnicesc. Noi, ca să ajungem la desăvârșire, avem trei trepte. Făptuirea morală, contemplată naturală în dușul Dumnezeirea după dar. Făptuirea morală încă se folosește de zidire. Ca să ajungă la Dumnezeu. Ai văzut dumneata care are găini. Și găinile fac pui, cloștere. Dar puii, când încep, aprinde aripi, înțelegi. Se duce cu coșul să suie sus, pe grinde. Și găine acolo două noapte, nu-i găsească vulpea, nu? Dar păi nu se pot. Ca, s-ar duce și el, nu poate zbura. Dar și face puiul. Vede o căruță acolo, zboară întâi pe căruță. Vede o grindă, zboară pe grindă. De pe grinda asta, pe alta. Și zburând de pe una, ajunge și el acolo unii mătruși stat. Așa face și el de pe treapta. A doua au cursul tot, folosul de dizătiri, ca să ajungă la treapta a treia. Făptuirea morală sau teologia Sfântului Macă. Sâmbătă, sâmbete și sâmbete de sâmbete. Eu de la Leviticon, de la evrei. Da. Și vezi când e la vama rațiune, când mintea câtește bucuie în mine, n-are voie să fie teologie, sunt o angură de aur. Tu când te rogi, nu teologie, să fie bajocorii de drag. Te atacă dragi teologi, ca să ții cu mintea la aietea bancă, îți dă și mândrii. Măi, ia uite ce lucruri mari înțeleg eu acum. Asta pentru că mă rog. Și îi râd de să prăbădești, dragi. Că tu nu te rogi, tu teologii să, îi să prăbădești de râd. Că tu ești înșalat de ei și ei își vede câte minune din cerășiunea mea. Nu! Te cobori cu o singură rațiune în inimă. Doamne Iisus să-și răsfață. Fiul ne miluiește-mă, deci teologia la o parte și când s-a unit mintea cu inima, care-i semnul? Că te-ai pogorât în inimă. Să n-ai, ai vezi un cui de foc în inimă, un cui de foc. Așa se încălzește inima, că și la bărbat și la femeie, inima știți că e sub să nu tângă. Se încălzește inima ca focul. Și sunt pe o dulceață mare dumnezeiască. Și-au fost. S-au împreunat mirile cu mireasa. Hristos cu sufletul nostru, care îl avem în piritul de la botez, în inimă. Acum s-a împreunat prin partea cuvântătoare, pe minte, cu sufletul nostru. Și de la acum nu o să încălzește. Treptul, coloana vertebrală, tot corpul foc să faci. Cu s-o arunc mintea în inimă. Și după aceea s-a încălzit tare corpul, încep ochii scurgă lacrimi. Îmi spunea un bătrân tot în pustie seara. S-a pogorât mintea în inimă și 2 ore și 10 minute. Și n-am avut la mine decât 5 batiți de astea. De 3 ori eu stau de lacrimi. Atâta lacrimi au plâns. Și am plâns că s-a retras darul. După 2 ore și ceva, o lună de zile în mintea mea numai șer, în șer eram. Numai lucrul dumnezeiești. Da? Că o vorbi cu Hristos. Rugăciunea așa curată a inimii la care ajunge unul din 10.000 din cei care se sălesc. Sunt Isaac Seiru. Da mai sus de rugăciunea inimii. Care? Rugăciunea de sine mișcătoare. Adică nu te rogi numai un șas două. Permanent. Că zice la cântarea cântării, eu Domn și inima mea vegează și se roagă. Și zice Apostolul Pavel, neîncetat vă rugați. Nu spune ceva ca nu cum eu, este un care se roagă neîncetat. Așa l-a ajuns la rugăciunea numită de sine mișcătoare. Și mai sus decât alta e rugăciunea văzătoare. Să stai aici, să vezi ce se întâmplă la Sfântul Munte, la Ierusalim, în Franța, în Grecia, în Italia, oriunde. Asta au zis Sfântul Antoniu cel Mare. Zice că el avea sub comanda lui pe 10.000 de pușnici. Și odată să ne vorbă, zice, fratele nostru, Amunitriotul, la 1000 de kilometri era, Mudrinitri, acum a ieșit din trup și vine să încine la noi, sufletului. Zice, tu o leacă afară, că nu a ieșit, 4 îngeri duce sub. De,
Sfântul Antonie de ei vedea la 1000 de kilometri că cea la o ieșit din trup. Asta e mintea cea mai curată și mai sfântă a Sfântului. Ca să stau aici și voi se întâmplă la București și acasă și în Spania și asta. Asta rugăciunea văzătoare mai presude rugăciunea de cine mișcătoare. Și apoi este, asta e treapta, a opta, este alta, mai înaltă, rugăciunea contemplativă sau duhovnicească. Asta se mai zâmbește și răpirea minții. Cu asta s-a dedicat apostolul Pavel la cer. Până al treilea cer. Și știa nu știu în trup sau afară de trup Dumnezeu știe. Până al treilea cer. Dacă la rugăciunea curată ajunge unul din 10.000 din cei care se les, la rugăciunea contemplativă de-abia ajunge unul din neam în neam. Așa spun Sfinții Părinți. Asta e treapta a noua, e ce mai cheamă și vedere dumnezeiască. Da, e ca ți-am spus pe scurt treptele rugăciunii.